Bună dimineața, simpaticilor! Sper că v-ați simțit bine în Baguio, la temperaturile acestea normale pentru noi. Suntem într-o oază de liniște, departe de jungla orașului. De să profităm de lucrul ăsta, nu? Pentru că, ce credeți, vom merge iarăși spre căldură. Păi ce ai făcut? Ce ai făcut? Tu-ți dai seama că îi se lasă părul? Suntem în grădina botanică și în acest loc este colțișorul chinezesc al acestei grădini. Așa, ca să ne amintim că o să ajungem în Taiwan, unde cultura este complet diferită. După cum știți, are multe influențe chinezești. Sunt și niște plante care specifice Chinei. Niște statuete, astea din desene animate. Astăzi, dragii mei, o luăm de la capăt. Îmi pare rău pentru Alex și Mario. Și nouă. Din nefericire au căzut cu noi la cursa pentru ultima șansă. Am câștigat locul al doilea, Bagii primul loc. Și Alex și Mario au văzut ancora roșie. Faptul că suntem mai puțini oameni, mai puține echipe, pe mine mă bucură, mai ales că cei care au plecat acasă nu erau fanii mei neapărat. Asta s-a văzut în felul în care m-au nominalizat cu fiecare ocazie, adică eu mă bucur că au plecat acasă, cumva îmi fac viața mie mai ușoară de acum încolo. Mai sunt alții pe care vreau să-i trimit acasă și sper să plece cât mai repede, mai am câțiva pe listă, acum să vedem cât de bine mă descurc la asta. Au trecut deja 4 etape și cred că ați început să vă cunoașteți, să vă știți chiar mai bine decât înainte. Să vă cunoașteți în situații prin care n-ați mai trecut niciodată. Dragii mei, o să facem un mic test. Să vedem cât de bine vă cunoașteți. Vom obține și niște puncte. În urma acestui punctaj vom vedea în ce ordine veți pleca. Gina avea și un panou acoperit, iar în dreapta noastră sus erau 2 scaune și un paravan. Am mai avut tot așa, în urmă cu o zi, proba cu baloanele cu apă. Am zis clar să stabilești ordinea în care plecăm în funcție de proba de la fața locului. O să vă pun doar să răspundeți la niște întrebări. Zic eu că ne cunoaștem destul de bine. În ăștia 9 ani, îți dai seama, nu e ca și cum am fi copilărit împreună să ne știm cu mamele, cu bunicile, cu nu știu ce știi, dar... Până vreau să mă cheamă... Irina, cum o cheamă până la asta? Monica. Monica. Ne jucăm de a... Dacă știți voi dating game-ul de pe vremuri? Nu știu ce. Răzvan nu l-a prins. Eu cred că o să ne și distrăm. Știi cum fac ăștia jocurile la nuntă? De se întreabă unii pe alții să vadă cât de bine se cunosc? Plecăm ultimii, ești prost. Dating game? Dacă intră în intimități sau în alte chestii, nu e ca și cum le știi de la un... Nu știu când a făcut Răzvan prima oară dragoste și la ce vârstă. Exact. Și nici el nu știe asta. Adică... Bine, asta a fost precoce cu siguranță. Îți place ce zic? Ești ceva... O să încep. Prima rundă din joculețul nostru simpatic. Îmi dau seama că au avantaj, în primul rând, ăștia căsătoriți. Cuplurile, da. Stau foarte mult timp în casă unul cu celălalt, se cunosc, ar trebui. Noi n-am mai stat cel puțin 15 ani lângă celălalt. Ne cunoaștem de 3 ani. Nici după o viață de om poți, n-ai cum să-l cunoști pe celălalt de lângă tine, dar noi cred că în 3 ani ne-am cunoscut. Da. Dar cel mai mult ne-am cunoscut în astea 2 luni. Și am să încep cu Ada și Cătălin, dragii mei simpatici. Spargem gheața. Am să vă rog să vă duceți acolo la paravan. Uitați ce scrie acolo. Filipino-Chinese Friendship Garden. Eu s-a prins despre ceva. Am văzut panoul respectiv, deci mi-am dat seama din start. Un test al prieteniei. Aveți câte 2 întrebări pe echipă, pe fiecare rundă. La prima rundă se obține câte un punct pentru fiecare întrebare. La a doua rundă, câte 2 puncte. Și la a treia rundă, 3 puncte. Dă-ți seama că nu luăm niciunul. Facem 20? Chiar dacă maximul era 10. Liniștiți. Plecăm primii. Simt deja tensiune pe Cătălin. E frică un pic. Vezi că prin paravanul ăla treci pumnul. Care este mâncarea preferată a Adei? Și trebuie să răspundeți amândoi, fără să vă suflați. Dacă Cătălin nu dă răspunsul așa cum îl dă Ada, s-a terminat cu băiatul. A încurcat așa bătaie. Băiatul doarme în coteț. Băi, nu știu de ce, că până a povestit că a făcut ruibii. Dar eu cred că Alda te cam dă pe la glizne, că îl văd cât mai șcapăt așa din când în când. Îi face placaș. Îi face placaș apăța celorlalți. Vă aflam cum. Gata. Haideți să vedem care este mâncarea preferată a Adei. Nu știu ce să zic, nu știu care are dreptate, însă... Ești curioasă ce a spus Cătălin? Cartofi prăjiți. Păi eu nici nu știam să scriu broccoli în primul rând. Și te-ai gândit la broccoli cu somon? Care e o mâncare care nu poate să fie mâncarea preferată a cuiva din punctul meu de vedere. Tu ai vrut să arzi broccoli cu somon? Nu, serios, că îmi place broccoli, aș mânca dimineața la prăjitură. Jur că îmi place să mănânc somon cu broccoli. Îmi place mult de tot, jur. Deci eu aș mânca broccoli gol. Dacă tot era mâncarea ta preferată, măcar poate învățai să o scrii corect, pentru că a scris broccoli cu 2 de i. Ce nu ar mânca niciodată Cătălin? Ia o pastă. Săracul Cătălin stătea acolo așa ca un... și se gândea, fai, ce bătaie, când dă un pun... Poți să întorc? Arătați! Ana a răspuns stafide, încă se întreabă, nu știe sigur. Stafidele-s preferatele mele. Spune oh my God, oh my God. Stafide, frate, când eu mor după stafide. Lui sora mea nu-i plac stafidele. L-am cu sora sa. Claudia mănâncă stafide. E că v-a mers bine prima rundă, bravo. Da, mă, da. Stafide. Important e că ne iubim până la urmă, asta contează. Stafide, fără stafide, da. A fost un moment la care, într-adevăr, m-am gândit, oare familia asta funcționează? Ar vrea couple? Sunt cu adevărat căsătoriți sau ce se întâmplă acolo? Alexandru și Radu. No, ia să vă văd acum. Nu m-am speriat în mod excepțional. M-am gândit cât de rău poate să fie în momentul ăsta. Care este obiectul fără de care Alexandru nu pleacă niciodată în călătorii? Ia, aveți mă, că ăștia se cunosc. Cu ce hotărâre scriu? Așa fac și un desen. Ce scriu? Fața de pernă! Bravo! Știam de chestia asta dinainte să vin în Asia Express. Și în Asia Express, în prima seară, și-a scos fața de pernă și-a pus-o pe perna unde am găsit noi acolo cazare. Și acum ai fața de pernă cu tine? Tot timpul o cart, dacă vrei să-și arăt. E o obsesie personală, o cart tot timpul după mine. I-am împrumutat-o și lui Irinel. Și-a pus-o pe el. A fost mulțumit? Am fost foarte mulțumit. Tratament de 5 stele, Gina, acum altfel în Asia Express. Așa mi se pare corect. Pot să vă fac însă o mărturisire de când i-am împrumutat domnului Irinel Columbeanu, n-am mai purtat acea față de pernă. Poate o spălăm într-o seară pe undeva. Îmi acopăr penele cu tricourile pe care le-am purtat încă în acest show. Lista lungă de întrebări a Ginei îi pune pe ghimpi pe simpaticii noștri, dovedindu-se un bun prilej de a se cunoaște între ei în detaliile cele mai mărunte și mai inedite, din felul celor care definesc o prietenie, o copilărie trăită împreună sau o căsnicie împărtășită și cu bune și cu rele. Într-un chip haios, se adeverește, în cazul fiecărei echipe, că fiecare își aduce aminte sau reține, de cele mai multe ori, parțial esențialul. Restul ține de jumătatea de lângă, cea care completează relația. Speak și Ștefania! Hai! S-ar putea splecând despărțiți? Teama mea, de fapt, a fost că ea nu prea ține minte lucruri. Recunoaște? Da. Pe ce cheltuiește Ștefania cei mai mulți bani? Ei, da, asta e. Cei mai mulți bani ce cheltuie pe machiaje, că na. Toată lumea știe. Da, bravo! Toată lumea de acolo putea să răspundă la această întrebare, la fel ca și la a doua întrebare. Care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă Speak dimineața? Care e cel mai important lucru pentru mine? Ai zis asta în continuu, adică... Să vedem cum se exprimă Ștefania și cum se exprimă Speak aici. Aveți 2 puncte! Bravo, mă! O să ies din emisiunea asta cel mai Nu merge bine ziua dacă nu mă duc la baie dimineața. Sorin și Răzvan, vă rog să vă ocupați locurile? Aoleu, mama! Mă duc cu tăticul acolo, frumos, nu știu ce, prima întrebare, nu mai știu. Ce-i place lui Sorin să gătească cel mai mult? Bă, eu când l-am cunoscut, atunci el era la un steakhouse cam cel mai bun din București. Carne și vită. Vită, da, carne. Ok. Și lui îi place cu cărnița. Ce-i place lui Răzvan să mănânce cel mai mult? Clar, frigărui, mă rog. La aia m-am gândit și eu. Și eu. Bă, nu m-a dus capul. Nu cred că n-ai scris asta, nu poți să fie așa. N-ai scris frigărui. Prost ești, bă, ai mâncat toată ziua, toate zilele astea frigărui. Doar un punct, dragii mei, da? Sorin s-a luat după ultimele noastre zile, când eu poftam după frigăruși. Probabil i-a rămas și am crezut că și el se gândește tot la chestia asta. Cum, mă, nu frigărui, ai mâncat de când am venit aici, ar mai frigărui. Păi și din ce-s făcut am mâncat ți-ai jurat? Era să-și cu o prostie din ce? Am terminat cu prima rundă, trecem la următoarea. Nu suntem bine deloc, dar așteptăm a doua rundă să vedem ce mai creștem pe acolo la punctaj. Întrebări din ce în ce mai grele. Ada și Cătălin, vă rog să vă ocupați locurile. Pe piedestal, la scaune, Cătălin din nou schimonosi la față. Ce flori îi plac mamei Adei? Trebuie să știi. Hai, Cătălin, că poți. Întrebarea Ginei l-a lovit pe Cătălin drept în moalele capului. Mamă, câtă bătaie ți-ai. O să ești bătut acolo. Cred că am scris bine. Foarte perfect. Bine. Era fix. Perfect. Nu mi iau doar de la Ada, o să-mi iau și de la soacră mea. Tu ce ai scris? Crizanteme. Pentru că știam că am ratat două întrebări cu Ada și eram deja nervos. Îi plac crizantemele. Și cui îi plac crizantemele albe? Crizata de nevastă mea îi plac crizantemele, pentru că ce ar putea să placă Adei? În moment ce sunt crizată, normal că îmi plac crizantemele. Exact. Iubirea, eu cu cine m-am măritat? După proba 1 și 2 nu trebuia să stai foarte mult să calculezi la noi, pentru că aveam 0 puncte. Să știu bine, dar voi singur sunteți căsătoriți. Cătălin are viață grea. Dar na, am fost și eu la un moment dat așa. Și nu-i bine. Nu? Nu. Și ce s-a schimbat între timp? Tocul. Între timp s-a schimbat tocul. Marielie, cum se numea primul iubit al ei? Lia își aduce aminte repede. Te omor, ciocănitoare. Maria nu-și amintește. A fost și ea cu el după aia. Amintește-ți că ai fost și tu cu el. Deja devenea dubioasă situația. Dacă scrie Irinel Columbeanu, eu omor aici. Scuze, dar ăsta era nivelul. Petrișor. Petrică. Petric. Și aruncă Maria un răspuns. Ia să vedem. Scrie orașul măcar. Dorel! Scrie orașul. Acum nu mai știm dacă a pus Dorel la mișto sau niciuna nu mai știe de fapt cu care dintre frați a fost. Treaba era că amândouă au scris că era din Pitești. Da, au nimerit oraș. Florin. Eu. În ce an a plecat prima oară Daniel pe vapor? Dacă o să ia, nu știu. Hai, gândește-te, că e simplu. Băi, ristei, frați, nene, adică, pe bune, asta trebuie să știe totul despre ei. Ce de naiba știu când ai plecat tu pe barc? Eram în liceu, cred. Eram în liceu? Erai. Hai, mă, arată. Gata? E, diferența de 3 ani. Nu. Ce ai scris, mă? 2005. Atunci m-am întors. Da. Se pare că Ristei mic a fost sincer când a zis că el n-a prea stat cu fratisul. Și ultima rundă, simpaticilor, Ada și Cătălin. Mai rău să mergem sau? Mergeți. La această rundă puteți obține 6 puncte dacă răspundeți corect la amândouă întrebări. Mă, iubire, concentrează-te! Na, am zis, lasă că runda 3 o să fie cu noroc la noi. Rupem, gata, îi spargem. Unde erați când ți-a spus Cătălin prima oară că te iubește? Sper că ți-am inteles. Asta e groasă, nene! Dar cum scrie Ada? Nu vreau să mă fac. Că e la soară treaba. E groasă. La Claudiu în cameră, la el acasă, da. Păi da, bine? Da, la el acasă. Deci e bine, nu? Da, aveți 3. Bă, asta contează, nu ce flori, ce mâncare. Te iubesc, asta contează. Iar acolo eu am ținut în braț și am zis pentru prima oară te iubesc. Și n-am cum să uit niciodată lucrul ăsta. Asta înseamnă să fiu un prieten perfect, mă, iubire, și un soț ideal. Te iubesc. Și eu. Radu și Alex, care este cea mai mare spaimă a lui Radu? Și atunci m-am gândit, ok, trebuie să fiu ceva sincer, că tu, cunoscându-mă, o să te gândești la chestia asta. Nu cred. Wow, și asta, mai cum sunt în braci urât, asta e panică? Da, și eu în panică stau uneori. Sunt în braci urât? Da. Eu sincer aveam o bănuială că e nebună. Dar acum mi s-a confirmat că trebuie să mergem la doctor să-i pună dungă din aia pe buletin. De bună, asta! Ești un mincinos, gata, mă duc cu altceva. Ia jucările și pleacă, gata. De asta îi iau ei succes. Și de asta merg ei la misiune. Radu merge de frică. Babagiu, cred că-i dă lui Radu de... Când nu e camera pe împrejur, când nici nu se vede. Alina, ce nu suportă Carmen? Pe noi? Știu ce nu suportă. Nu, da. Vezi că scriu și frumos. Vezi că eu am scris ce chiar nu-mi place. Ce? Stai, 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 că nu vedeam? Eu înțeleg că-s de acolo, din... Da, e bine. Paiangă nu. Pentru că ea oriunde merge e cu paianjenii. Să nu fie, nu cumva să vină. Am avut la un moment dat și o cină în care unul dintre copiii familiei se juca cu un paianjen. Era efectiv animal de casă, îl ținea într-o sticlă de plastic cu niște frozii, a făcut habitatul lui. Și Carmen era așa, se vedea mai spate, bă, the spider, bă, the spider. Dragii mei, acesta este punctajul. Plecați la 3 minute, unii după alții. Primii vor pleca Speak și Ștefania, după care la 3 minute Sorin și Răzvan. Păi am avut top puncte, adică față de somon cu brocoli și cartofi prăjiți, mi-am fost foarte bine. Foarte bine. Exact. Și nu trăim împreună, adică cum să zic. Da. Echipele Ada, Lia și Maria și frații Ristei, în același timp, la alte 3 minute după Sorin. Urmează Alina și Carmen și ultimii vor pleca Radu și Alex. Bună, sol! Trăiește mare aventura Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.